Vreau să văd un video foarte amuzant cu Loren Login. Bros, bros, I've lost you. Bros, what the fuck? Bros. Nu știu dacă sunteți gata de așa ceva. Can bet your ass we will have some fun together, so let's start the video right now. Nu știu dacă sunteți gata de acest video foarte amuzant cu Loren Login. Nu l-am văzut pe tot, m-am păstrat pentru dumneavoastră. Deci este, domnule, s-a gândit Loren să ne arate o zi din viața lui. Este o zi din viața mea. Productivitate și dezvoltare personală, vlog 2024. Și sper că acest video will usher in. It will usher in a whole new era de vloguri cu fără sens, cu Loren Login. Când nu ai chef să-ți faci părul, pui o șapcă și ai rezolvat situația. Cred că toată lumea o face. Ador acest stil al lui de a fi simpatic. Oh. E Mrs. Doubtfire. Dar, drăguță, nu mai spune la nimeni, deși cred că toată lumea o face. Punem pe treabă. După muzică pare că ne punem pe treabă. Montăm un catalizator nou. E muzică de aia de la History Channel, aia de merg cu camionul prin furtuni de zăpadă. Mă vezi, da? Astăzi, bro, m-am trezit cu un gust amar. Mi se pare că în ultimul timp e vorba numai despre bani, mașini, bogății și proprietăți. De astăzi o să-ți vorbesc despre cum să faci 5.000 de euro pe lună după un an depus în munca online. Oare ce putem face cu problema asta? Ce te apasă, bro? Ce te apasă, bro? Bro, nu știu, parcă e totul numai despre bani, mașini și proprietăți. Mi se pare funny că zice asta, pentru că eu m-am mai uitat la videouri de ale lui fără voi în ultima vreme. Îmi cer scuze, m-am uitat fără voi și am văzut acest video. Bro, e totul numai despre bani. Dă-te puțin mai aproape, hai să arăt o treabă. Cum? Deci cum ai zis? Bro, dă-te puțin mai aproape, hai să arăt o treabă. Ia arată-mi o treabă, bro. Ia, bro, arată-mi o treabă. Avem una, două, bam, bam, bam. Trei, patru, totul numai cinci, despre bani. Șase, 16, 14. Cam ăsta este. Nu, e totul numai despre bani, veri. Mult că dacă nu suntem atenți, ne putem pierde în zgomotul ăsta, în tot ce promovează lumea. Putem să uităm ce înseamnă valorile morale, uităm ce înseamnă să avem niște principii, uităm să apreciem umanitatea total. Și începem să promovăm și să... Nu, dar cu asta chiar sunt de acord. Sprijinim doar idealurile astea false. Și da, în final... Gen Bugatti-uri, nu? Gen Andrew Tate type shit. Tot noi suferim. Pentru că alegem minciuna și o alegem în fiecare zi. Și am ajuns, bro, să mă întreb dacă cumva numai la asta se rezumă viața asta a noastră. Am ajuns să îmi fie dor de o zi în care suntem normali, de o zi în care ne amintim să fim oameni. Da, bro, chiar așa, am uitat să fim oameni, bă. Așa e, bă. Cred că ce vreau să zic, că mie... Ce cosplay de zlăvog e ăsta? Este dor de o zi în care, bă, să fii normal era tot ce conta. Așa că asta vreau să fac cu video de astăzi. Vreau să fac un video în care suntem normali. Atât. Pentru mine are sens, nu știu. Sau așa. Nu știu, pentru mine are sens. Nu știu cum să zic, dar pentru mine are sens. Normal. Pentru mine are sens, nu știu. Blowjob, felații, lick my banana. Ai văzut cum montaj, bă, vere? Montaj a pus sunetul ăla să vină în ritm cu beat-ul care tocmai ce se terminase. Bă, dă-te artă, nu căcat. Muzica.
Oh, 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 așa pe de-a moaca. Pentru oricine de văzut, Pit Minion. Ia uite că stă totuși la malul mării. A, uite că totuși nu e așa de prost ca noi. Noi stăm ca proști în București. Noi stăm ca proști, Lorin măcar stă la marul mării. Aia o duce mai bine ca noi, de fapt. Ok, nu vreau să fiu răutăcios, dar... Nu am intrat bine. Nu. Că tu ești la volan invers. Really, bro? Really, bro? Ah, așa da, parcă acum are sens. Ce, merge la muncă? Bă, merge la muncă, coaie! Bă, Loren, merge la muncă! Let's go! Ia uite, a băgat cardul! Ah, ok. Ah, e la sală. Te duci la sală, ei. Eu cream că mergi la muncă. Nu, da, am văzut cardul, am văzut turnichetul, crezut că... Na. Aici e în concentrare de după. Pentru ce sunt aici? Cum se gândește aici, asta așa? Cum pot să fac să dau 110% azi? Ultima dată n-am reușit să dau 110%, am dat doar 98%. Azi va fi diferit. O viață avem, Loren. O viață aici și n-aia trebuie să arăți bine. Pentru că asta înseamnă să fii fericit. Acum, just do it! Da, da, yesterday you said tomorrow. Yesterday you said tomorrow. Ce fac? Mănâncă niște ouă. Tare daily vlog, frate. Tare daily vlog. Fierbem niște ouă. Nu așa se face? E, dacă nu-ți pasă cum ies, poți să faci așa, nu-i nicio problemă. Mamă, zici că-s canalele alea de ASMR cooking, de-alea sud-est asiatice, Japonia, Corea, Taibit, aia de fac patiserie în casă. Și totul ASMR așa. Cine sforăie? Sforăie domnul Login? Cred că e cățelul, nu? Totuși. Aș fi vrut eu să fie domnul Login. Trage și dânsul un pui de somn la... de după sală. Câinii aia, mă bucur că i-ai interzis. Mă bucur că i-ai interzis. Nu vă mai cumpărați, turbaților, câini modificați genetic care nu pot respira. Asta era, să mai și încetinim, bro. Că nu e totul numai despre bani. Uneori trebuie să mai și belești un castravete. Corect. Corect. Ce mănâncă? Un castravete cu ridic și ou fierte? Asta e prânzul după sală. Amin.
I don't want a meal shame. Ah, și măsline. Bă, sănătos. Asta e gagica lui Loren, da. Ah, și brânzică, ok. Poftește și cheluțul. Ah, ok. A, uite, bă, că i-a ieșit bine ouăle. Chiar dacă le-a pus la fiert la început. Sunt eu cărcătaș, ce pot zic. O cafeluță? Cinstit. Îi ștergi masa la bărbat? Ești tot ea, îi șterge și masa? Hai, bărbate, să mănânci. El ce face? Păi el aduce bani în casă. Foarte frumos. Aș băga. N-am să vă mint, chiar aș băga. Să ne întoarcem la realitate. De când cu internetul, parcă... Pușul să-mi bap... Aba nu, e Lexi, scuză-mă. Lexi să-mi bap... Dau așa pe liniște, tare ciudat e. Voi sunteți ciudați că nu puteți să mâncați pe liniște. Adevărata ciudățenie este să nu poți să mănânci pe liniște, cu tot respectul. De la restaurant, ieșirile în oraș și cumva am ajuns să... Ne fie rușine să postăm faptul că mâncăm și noi omletă sau ouă. Ne fie rușine că postăm că mâncăm și noi omletă. Dar ce, dar să ne fie rușine că mâncăm și noi omletă? Dar cine nu mănâncă omletă? Dar de ce să-ți fie rușine viața mea? Ai... Fiertă sau roșii și castraveți, mâncarea normală. Și asta sperăm să facem în videoclipul ăsta, să găsim o modalitate de a exprima bucuria în lucruri simple. Acum ne pregătim să mai bem o cafea ca să ne luăm un moment de respiro înainte să ne punem în mișcare. Și este în regulă, poți să faci și tu lucrul ăsta. De fiecare dată când ai un plan, ai ceva de făcut, ia-ți un moment pentru tine, nu te grăbi. Și așa în afara lumii, în afara casei tale, ia agitație, lumea e în mișcare. Fii tu calm, ia-ți minute pentru tine. Bun. Un sfat bun. Pentru mine, măi, ce... Dar mi-o bea cheluțul. Alo? Trei cafele pe bogăție, așa, și... I love it. Cocolinețe ce la mic. Mi-e frică să dau înapoi. Măi, l-a apucat de... Cuculețul cela. A luat câinile de carasnă. Cuculețul cela, a zis. Culețul cela. Nu, încă o dată. Cuculețul cela mic. Pardon. Cuculețul cela mic. Cuculeț. Înțeleg că ar fi trebuit să mă simt relaxat, nu? La acel cadru de mai devreme când stătea cu cățelul și se uita la mare. Ar trebui să mă simt relaxat, dar din păcate mă simt foarte inconfortabil. Pentru că ai pus mâna la prostie, la cățel. Ai pus mâna la cheluțul, bă, coaie. Ce dracu, bro, man. Ce faci, man? Dar chiar, man. Totul numai despre banda, nu mai pune nimeni mâna la cuc, la cățel. Schibi din mădularul. Mergem să încercăm ceva. Nu știu dacă ne este neapărat. Sonia este frică de treaba asta. Dar vedem. Din câte văd, plătești. Să punem mâna la câini, la stradă. That was too much. Ok, realizez că a fost poate un pic cam prea mult. Azi facem altceva, guys. Facem altfel de abordări. Astăzi este ziua abordărilor altfel.
Taci, eu să tac. Eu sunt problema. De ce sunt eu problema? Că mi-a fost băgată în cap imaginea asta fără consimțământul meu. Și vouă la fel. Ești cu cardul? 30 de minute, avem 1,33 €. Deci cam 2 euro și ceva o oră, nu-i mare chestie. Hai să vedem cum plătim. Am vrut să închiriem o bicicletă, dar din păcate nu am reușit. Voiau nu știu ce număr de ăsta special de-a lor, nu avem. Mergem mai departe. Continuăm cu productivitatea noastră. Când e frumos afară, ieșim să citim. Parcă auzim natura care ne cheamă la ea, ne vrea acasă. Și când plouă și nu avem cum să... Te cheamă la ea. Dar a pus și muzica aia, muzica, gâjit-o la în fundal, white noise, zici că gen e Alan Watts, e ceva, e Terence McKenna omul. Ne zice cum să privim viața. Să ieșim, sau când e vânt, ne nu putem sta locului. Atunci da, ne închidem în casă, citim acolo. Am luat cu noi și o gustare, în cazul în care poftele ne ajung, să ne abținem și să ne bucurăm de gustarea pe care o avem cu noi, sănătoasă. Doi oameni mănânc un biscuit pe banc. Daily vlog. A, acum muncești. Ia vezi că muncești. Stai așa să scot chitanțierul pe Q3 2023. Să văd aici. Da. Aici este locul de unde lucrez, cel puțin în momentul ăsta, după cum știți prea bine, noi călătorim deseori și locul se mai schimbă. Aici fac scenarele unde lucrez cu voi în clipuri, aici lucrez cu voi și în ședințele de altfel online. Urmează să avem o ședință chiar acum, o să mă duc să... Eu nu pot să cred că omul ăsta chiar are oameni care vin la el la ședințe, ca la un terapeut gen, nu? Adică cumva așa pare. Dar ce, cum decurge? Bună ziua, domnul Loren. Aș vrea și eu să bag botul la savarină. Cum să fac? Ce zice Loren să faci? Nu știu, mi se pare wild. Nu știu, nu știu. Dar mă rog, nu e, adică nu vreau să zic că zice Loren, că știți perspectiva mea, că n-ai ce să zici, nu prea ai ce să zici, fiecare își dezvoltă propriul, cum să zic, skill aici. Adevărul e că n-ai cum să explici atracția asta dintre oameni, e, cred sincer acest lucru. Nu merge cu asta, da, cu bună piții, te fac în cinci pași simpli. Bună dragoste, te fac în 5 pași simpli? Nu există 5 pași simpli. Și da, bineînțeles, veșnicul lucrează la tine și fii tu mândru sau mândră de tine și când ajungi acolo o să și nu o să fie nicio problemă. Asta în primul rând. Spend some time alone, just spend some time alone and use it wisely. Fă-ți patul, da, bineînțeles. Să mă schimb, însă înainte de asta voiam doar să vă spun că tot aici îmi fac un to-do list cu sarcinile pe care le am într-o zi și de obicei... Stai, care sunt sarcinile? Mers la sală, gătit, menținut dieta, ședință, coaching. Listă sarcini, astea sunt alea principale. Aici n-ai gătit tu, Veri, a gătit gagică ta. Căcat, de ce nu e pe to-do list? Da, nu știu. Zici că e un to-do din Postal 2. A, nu mai a făcut gagică sa de mâncare pentru că a delegat. El e un om de afaceri industrious și a delegat. Că n-avea timp să le facă pe toate. El deja mersese la sală. He's managing, da, exact, he's a manager. Și de obicei ce îmi place să fac, dacă se adună cumva prea multe, îmi place să separ chestia asta în două tabere. Avem un to-do list principal. A, și secundare. Avem citit, studiat un skill nou, plimbare, bicicletă. Studiez și eu un skill nou acum, într-o după-amiază la mișto. Unde e plimbarea cu bicicleta? Și o listă de sarcini secundare. Da, bro, te-ai nimerit să faci azi parte din primul vlog, că am ședința cu tine. Mișto, ro? Ce faci? Cum te simți? Bă, mă simt foarte bine. Mișto, arăți foarte bine azi. Tot un zâmbet, tot, arăți, ești prințișor. Din partea ta, un cuvânt de sprijin pentru urmăritorii noștri, că sunt perioade grele acum. Ar fi să-și regândească viața. E o perioadă grea acum. Zii ceva de încurajare, că avem un meci mai prost. Să-și regândească puțin viața, că toți mergem prin viață, cu aceleași lucruri,
pe care le-am auzit când eram mai mici. Ai spărut, mulțumesc. Mișto. Modul în care trăim viața, atâta tot. Mișto rău de tot, mișto. Mersi mult, bro, mă ajută mult, mersi mult. Nu, nu e asta muzica de final. Nu e asta muzica de final. Și ea speră încă în rai, într-un loc unde s-ai, un soi de la capăt ar fai. Loren, fă Draw My Life Challenge, please, ar fi superb, într-adevăr. Friendzone în 2024. Cum să crești ca bărbat în 2024? Cum să captezi atenția femeii moderne de astăzi? Relaționare în 2024. Cum să devii fantezia oricărei femei? Să așa, știi, adică videourile astea în care își face el trainingurile și așa, like, îi spune absolut nimic. Chiar nu spune nimic să... De asta mi se pare fantastic, să vii să zici, a, totul e numai despre bani, bro, și el are thumbnail-uri de-astea. A, nu vedeți de mine. El are thumbnail de-astea. Gen. Adică e așa, penibiluț, cu tot respect. Someone who guys today, just that guy. Hello everyone, it's Unimine. Hey guys, this is Jim, so I'm sitting outside my bed. Hello guys, in today's tutorial, I will be showing you